Prezent la conferința de presă a echipei Mușcelul Câmpulung, antrenorul Alexandru Popovici a făcut un scurt istoric al celor trei partide disputate din acest retur de campionat. Și-a asumat vina înfrângerii de la Vișina Nouă, însă a tras un semnal de alarmă asupra jocului echipei, care nu este pe placul domniei sale. Avem o perioadă mai puțin fastă, nu pot să zic că judecând cele trei etape, toate trei sunt meciuri foarte slabe. Cred că așteptările au crescut după turul campionatului. Poate și eu mă așteptam ca echipa să aibă altă comportare în acest retur, dar ținând cont de concursul de împrejurări nefaste, eu cred că avem circunstanțe atenuante. În primul rând, la Fumați, ne-am dus să jucăm contra unei echipe care ne învinsese acasă 5-0, poate se crease chiar un complex și eu consider acel rezultat un rezultat bun, cu toate că echipa gazdă a jucat în inferioritate, trebuie să recunosc. Al doilea meci cu Bradu a fost un joc deosebit de echilibrat. Trebuie să ținem cont că Bradu este o echipă care s-a întărit foarte mult, care are alt antrenor, care sunt sigur că o să aibă toată, o altă comportare față de turul campionatului de-a lungul întregului retur. Și eu sunt nemulțumit de jocul de la Vișina, n-am reușit cel mai bun joc al nostru, dar trebuie să fiu corect să spun că de vină suntem noi, în primul rând, dar arbitrajul a avut o influență clară asupra rezultatului final. Nu obișnuiesc în general să mă leg de arbitraj, chiar în ședințele de analiză a jocului încercăm să vorbim cât mai puțin despre asta. Nu vreau ca jucătorii să-ți caute și eu, implicit eu, să caute circumstanțe, pentru că de multe ori poți să câștigi și contra arbitrului. Problema care mă îngrijorează este că simțim un sentiment de frustrare. Fiind echipă mică, nu s-a greșit niciodată în favoarea noastră, ba chiar dimpotrivă, de-a lungul acestor etape care au trecut, greșelile au fost numai împotriva noastră. Au culminat cu jocul de la Vișina, când, paradoxal, dar din 6 jucători care erau pe teren pasibili de suspendare la un eventual cartonaș, 5 au primit, 5 dintre ei sunt suspendați în jocul cu SCM-ul. Mi-e greu să cred și nu prea cred în coincidențe ca să fie doar întâmplare, mai ales că multe dintre aceste cartonașe au fost luate mult prea facil. De asemenea, tehnicianul mușcelean a ținut să mulțumească postului Clar TV Mușcel pentru imaginile video oferite în sprijinul apărării la comisii a jucătorului Simon Mazarache, atacantul mușcelean fiind eliminat gratis în jocul de la Vișina Nouă. Am reușit cu ajutorul dumneavoastră ieri la federație, a fost comisia de disciplină și am reușit, jucătorul Mazarache fiind eliminat la jocul cu Vișina, cu ajutorul dumneavoastră, insist, care mi-ați oferit proba video ca să arăt comisiei. Comisia ne-a înțeles că avem dreptate și jucătorul a scăpat cu o suspendare minimă de 2 etape. Dacă nu aveam această probă, probabil că suspendarea era mult mai mare. Se ducea în jurul a 6 etape de suspendare, ceea ce era rău și pentru echipă, că este un jucător deosebit de important, dar și pentru jucătorul Simon. Alexandru Popovici nu înțelege de ce jucătorii mușceleni nu au reușit să se impună în jocurile de la Fumați și Vișina Nouă, atunci când Mușcelul Câmpulung nu a știut să fructifice avantajul oamenilor în plus în teren. La Fumați, mușcelenii au evoluat în superioritate numerică, având 2 oameni în plus timp de 40 de minute. Și-au terminat la egalitate, iar la Vișina Nouă, la fel, timp de 20 de minute, Mușcelul Câmpulung a avut superioritate evoluând cu 2 jucători mai mult decât gazdele și-au plecat înfrânți. La Fumați, în primul rând, v-am zis, în subconștient jucătorii aveau faptul că un meci egal este un rezultat foarte bun. Și așa a și fost, corect. La Vișina, eu cred, nu pot să-mi acuz jucătorii că n-au vrut, că n-a existat un joc ca să fie un singur jucător care n-a, după părerea mea, n-a încercat să dea tot ce putea în ziua aceea. Dar poate preocuparea noastră mai mare, inclusiv a băncii tehnice, a mea în primul rând, față de greșelile de arbitraj, a fost în detrimentul jocului. Pentru că simțeam oarecare frustrare, simțeam că timpul trece în favoarea lor, simțeam că se juca cu o singură minge și la fiecare repunere a mingii se pierdeau minute în șir.
Am avut gol anulat, să nu uităm asta, că se trece prea ușor peste acest lucru. Sunt mai mulți factori care... Aceea să nu uităm că echipa în general, care este în inferioritate numerică, se mobilizează mult mai bine. Nu folosesc scuze, nu vreau să fim... Am zis de la început că nici eu nu sunt mulțumit de jocul de la Vișina. Principalul vinovat mă consider eu ca de fiecare dată când avem rezultate mai puțin faste. Dar problema e ce facem de acum încolo, pentru că dacă noi nu suntem bărbați și stăm să ne plângem într-una, să ne lingem rănile, cum se spune, nu o să facem nimic și o să treacă etapă de etapă și o să coborâm destul de mult în clasament. În vederea partidei de sâmbătă de pe teren propriu, în care Mușcelul Câmpulung va primi vizita echipei SCM Argeșul Pitești, antrenorul Popovici va fi nevoit, din cauza celor 5 suspendați, să trimită în teren jucători care nu prea au fost folosiți până acum. Și cu toate acestea, mușceleanul este optimist. Este oarecare rivalitate locală. Întâlnim o echipă, una dintre cele mai bune echipe din această serie, cu șanse reale, după părerea mea, la promovare. Eu am încredere în jucătorii care să intre în locul celor 5 care sunt în stare de suspendare, că o să facă cel puțin tot posibilul să obținem un rezultat cât mai bun. Fiind conștient de faptul că suntem puși în anumite condiții dificile, eu cred că jocul nostru o să fie bazat poate mai mult decât de obicei pe faza de apărare. Să încercăm să-i surprindem. Dar până la ora jocului mai e, trebuie să mă hotărăsc și eu, cu toate că n-am multe de ales asupra 11-lui care încep. Sper să fiu destul de inspirat. Sper să obținem totuși un rezultat bun. În primul rând vreau să dăm dovadă de caracter, pentru că jucătorii care au caracter se cunosc în momentele grele. Când este bine, toți suntem bucuroși, toți primim felicitări. Acum sunt momente dificile. De asemenea, eu cred că și publicul spectatori are un rol esențial la această partidă. Sper să găsească răbdarea necesară, să ne înțeleagă că la acest joc sunt condiții mai dificile de abordare. Și dacă o să fie alături de partea noastră, și eu cred că sunt, cum au fost oamenii și până acum, putem să obținem totuși un rezultat bun. Cred că este un rezultat bun în aceste. Ar fi un punct acumulat, dar asta nu înseamnă că o să facem un joc strict de apărare. Dacă nu punem probleme pe faza de atac, putem să pierdem în minutul 90 tot același lucru. Și una e să-ți propui să faci meci egal și alta să încerci să joci la victorie. O problemă că și numeric stăm destul de prost. Din păcate, juniorii au și ei un meci important la Astra Ploiești, joacă în aceea zi, deci nici de la junior nu pot să-mi permit să stric și obiectivul juniorilor, dar probabil că o să am 2-3 schimbări și o să încercăm. S-au văzut minuni mult mai mari în fotbal decât un eventual rezultat bun al nostru la meciul cu SCM-ul.